În plină iarnă, acesta este peisajul acum la Bâlea Lac. Deși suntem abia la finalul lunii septembrie, la munte ninge ca în povești. Temperaturile sunt de 0 grade și în munții Apuseni a nins toată ziua, semn că vara este acum doar o amintire. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să se echipeze corespunzător. Vizibilitatea este scăzută din cauza vântului și a stratului de zăpadă, ceea ce poate genera accidente. Meteorologii au emis un cod galben de vânt și de răcire accentuată pentru Oltenia, Moldova, Dobrogea, local Muntenia și Transilvania, precum și zona montană. Temperaturile vor fi cu 10 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Așadar, de mâine trebuie să vă luați hainele groase, indiferent unde locuiți. Vântul va bate cu putere în toată țara, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 12 grade Celsius. Încercăm să aflăm toate detaliile și noutățile de la meteorologi. Viorica Dima, meteorolog de serviciu ANM, este în legătură telefonică directă. Mulțumesc pentru intervenție. Bună seara! Bună seara! Ce ne așteaptă, doamna Dima? Vă rog! Răcirea deja s-a resimțit pentru locuitorii din vestul, centrul, nord-vestul țării noastre. Acolo valorile de temperatură, comparativ cu cele înregistrate cu două zile înainte, au scăzut într-adevăr, așa cum spuneați, cu mai bine de 10 grade. Astăzi 14-15 grade pe partea de nord-vest a țării, zona Crișanei, în timp ce aici, în Bărăgan, în Dobrogea, mercurul din termometre a depășit 30 de grade până spre un 33 de grade la Megidia. Nu avem încă datele finale, foarte posibil să înregistrăm și un 34 pentru Dobrogea Continentală sau pentru zona Bărăganului. 30 de grade au fost astăzi în București față de 24, cât ar fi fost normal. Ei bine, pentru ziua de mâine, într-adevăr, este de așteptat ca masa de aer rece de la latitudini nordice să se propage și către partea extracarpatică a țării noastre și răcirea să se resimtă și de către locuitorii Munteniei, Dobrogei și bună parte din Moldova. Partea mai neplăcută a lucrurilor nu ar fi atât scăderea temperaturii, pentru că 33 de grade nu e o temperatură normală la data din calendar. Mai degrabă ar fi un 24 de grade, însă aceste zone, respectiv cele din partea de est, sud-est a țării noastre, se vor afla și mâine sub influența intensificărilor de vânt, chiar dacă nu la cotele celor care s-au înregistrat astăzi, însă totuși pentru bună parte din Moldova încă așteptăm rafale de peste 65-70 de km pe oră și pentru zona de munte, mai ales a Carpaților meridional și a Carpaților de curbură, din nou vânt foarte puternic cu viteze de peste 75-80 de km pe oră și pe tot parcursul zilei de mâine. Astăzi cel mai mult am avut 100 de km pe oră la Toaca, la vârful Toaca al Ceahlăului. Și, într-adevăr, am semnalat și precipitații sub formă de ninsoare, câțiva centimetri de zăpadă, însă cu intensificările acestea de vânt, faptul că pământul era cald, destul de cald înainte de aceste precipitații, nu s-a mai resimțit ca atare și foarte probabil acolo unde corespondentul nostru a vorbit un pic mai înainte, deci în zona Bâlea Lac, să se zi depus câțiva centimetri de zăpadă. Este un episod trecător, doamna Dima, sau se vor instala aceste temperaturi scăzute și rămânem cu ele până la iarnă? Nu. Nu, vremea se ameliorează deja. Ce ne atrage atenția pentru următoarele zile, precipitațiile deja nu mai sunt semnificative chiar de mâine, câteva fulguieli trecătoare pe la munte, unde și vântul mai are intensificări, poi mâine nu mai avem precipitații, însă tocmai pentru că nu vom mai avea precipitații, cerul se limpezește de nord, ceea ce înseamnă temperaturi nocturne, care au posibilitatea să coboare și sub limita de îngheț. Ori la vremea asta, temperaturi sub 0 grade înseamnă foarte probabil apariția fenomenului de brumă timpurie. Deci diminețile de miercuri, de joi, vor fi unele destul de reci cu valori termice care vor coborâ în partea de nord-vest, de centru a țării noastre, în dealurile subcarpatice sudice, sub limita înghețului, spuneam până spre un, poate, minus 6, minus 7, nu știu, în depresiunile din estul Transilvaniei. Ceea ce, într-adevăr, reprezintă valori cam cu 8-9 grade mai scăzute decât normele perioadei. Iar apoi spre sfârșitul săptămânii... spre sfârșitul săptămânii ne mai încălzim și revenim la ce ar fi normal să fie finalul de septembrie. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru aceste detalii. Mergem mai departe cu informații de